În dimineața sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi veni în fața dumneavoastră cu un nou proiect, cu un guleraș. Eu l-am executat aici în mărime mai mare, cum ar fi normal pentru o bluziță, pentru o fetiță, de ce nu chiar și pentru noi. Însă eu astăzi dimineață voi lucra proiectul un pic mai mic, care va fi un guleraș potrivit pentru rochița unei păpuși. Însă modelul este același. De ce vă spun că voi lucra mai micuț? Pentru că acest guleraș poate fi pus pe numărul de ochiuri de care avem nevoie, 150, 160, 120, depinde de lungimea gulerului, de lungimea rochiței sau bluziței unde doriți să aplicați, doar că acest număr trebuie să fie divizibil cu 10. Deci 20, 100, 150, 140, 160, important să fie divizibil cu 10. Aceasta este creația mea proprie. Am plecat de la o idee pe care am văzut-o pe Pinterest și am spus de ce nu să creez un guleraș care să mi aparțină în totalitate. Rezultatul este același și eu am lucrat pe culoarea galben. Însă acum voi lucra pe... Uitați-vă cum se prezintă în momentul în care este desfăcut. Și am spus de ce nu să creez ceva ce mi-aparține mie, să creez ceva ce nu, cu siguranță nu veți găsi în altă parte și astfel să împărtășesc cu dumneavoastră și această nouă idee. Știu că foarte multe dintre dumneavoastră lucrați păpuși și amigurumi și cred că un astfel de guleraș ar fi foarte potrivit pentru jucăriile pe care le lucrăm. Acesta este lucrat în picioruș dublu, dar pentru a deveni mai mare, să spunem așa, ca dimensiuni în lățime, se poate lucra și în picioruș dublu înalt. Eu astăzi, așa cum vă spuneam, voi face modelul de bază, care este același. Voi folosi, ca întotdeauna, firul de macrame numărul 5, firul de macrame mercerizat. Voi folosi croșetul de 1,75. Vom avea nevoie de foarfec și, bineînțeles, de răbdare și de îndemânare. Voi pleca de la primul ochi de bază și voi face un guleraș cu un număr divizibil cu 10, așa cum vă spuneam la început, îl voi face pe un număr de 40 de ochiuri de lanț. Deci avem deja aici un ochi de lanț și voi pune 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu voi continua singura până când ajung la capătul rândului, deci voi pune cu 40. Am schimbat ideea, am pus 50 de ochiuri, am făcut 50 de ochiuri de lanț, pentru că 40 îmi părea prea micuț pentru gâtul unei
unei păpuși și după ce am pus cele 40 de ochiuri, voi face un număr de alte 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi lua odată firul pe croșet și voi intra în cel de-al patrulea ochi de lanț și voi face din nou picioruș dublu. Voi continua astfel, făcând piciorușe duble în corespondența fiecărui ochi de lanț până la capătul acestui rând. În felul acesta vom lucra și vom obține un număr de 50 de piciorușe duble. Așa vom lucra până la capătul acestui rând. Deci nu este greu. Lucrez în acest mod pentru, mai ales pentru doamnele începătoare, doamnele care sunt mult mai avansate. Bineînțeles, având experiență, pot lucra diferite modele, însă eu mă adresez foarte mult doamnelor începătoare, pentru că și ele au nevoie de cineva care să le explice mai pe înțelesul lor modul în care se poate lucra. Și sper să nu se supere nimeni pe mine dacă eu fac aceste tutoriale în mod demonstrativ, adresându-mă doamnelor începătoare. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț pe care l-am lucrat, vom face un picioruș dublu. Ați văzut deja, iau doar o singură dată firul pe croșet și lucrez aceste piciorușe. Acum vom lucra singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Uitați-vă ceea ce obținem. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat toate piciorușele duble. Acum vom face un ochi de lanț și vom întoarce lucru. Și vom continua lucrând un număr de 9 ochiuri de lanț. Deci, unul îl avem deja, l-am executat pentru a întoarce lucrul, al doilea, 3, 5, 6, 7, 9. Acum voi număra 10 piciorușe duble. Deci avem 2, 4, 6, 10. Vom intra cu croșetul în cel de-al 10-lea picioruș dublu. Numărăm încă o dată cu atenție. Și avem 2, 4, 6, 8, 10. Vom intra în corespondența celui de-al 10-lea picioruș dublu și vom face un picioruș scurt. După care voi continua din nou. 9 ochiuri de lanț. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Și din nou voi număra 2, 4, 6, 8, 10 piciorușe duble. Cu aceste 9 ochiuri de lanț voi intra în cel de-al 10-lea picioruș și voi face din nou un picioruș scurt. Modelul este foarte ușor, veți vedea. 2, 3, 4, 5, 6, 9 și apoi din nou voi număra cele 10 piciorușe duble.
poi intra în cel de-al 10-lea, poi face un picioruș scurt. Voi continua astfel până la capătul rândului. Acesta va fi baza celui de-al doilea rând și a broderiei propriu-zise a gulerașului. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultimele 9 ochiuri de lanț și voi intra în primul picioruș dublu de la începutul lucrării și voi face un picioruș scurt, după care voi face un număr de 3 ochiuri de lanț, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu și voi întoarce lucrul și voi continua în fiecare arc format în acest mod, lucrând un număr de 12 piciorușe duble. Deci acesta primul considerăm deja un picioruș, după care vom intra și vom începe. Continuăm cu celelalte. Unsprezece, 12 și după cum vedeți am îmbrăcat tot acel arc format din cele 9 picioruși, 9 ochiuri de lanț. Acum voi lua firul pur și simplu pe croșet și voi trece în următorul și voi lucra din nou același număr, 12 piciorușe duble. Deci vom continua în felul acesta până la capătul acestui rând. Nu vom avea nicio altfel de problemă, doar să le lucrăm. Le vom așeza în modul în care să fie corecte aici, unul după celălalt. Și noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Acum voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce din nou lucrul. Voi face un nou ochi de lanț de separare. Voi lua firul odată pe croșet. Voi sări un ochi și voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu. Deci acest rând va consta în un picioruș dublu, un ochi de lanț, vom sări un ochi de lanț de bază și în următorul vom face din nou un picioruș dublu. Aici va fi partea un pic mai dificilă, pentru că lucrând înainte și înapoi pe spatele lucrului, va fi cam greu de găsit piciorușul exact. Însă, să știți că nimic nu este imposibil. Când dorești să realizezi cu adevărat ceva, se poate realiza. Așa,
acum eu îmi pun în minte să realizez anumite proiecte anume pentru dumneavoastră. Mă chinui, număr, inventez, desfac, refac din nou până când ajung la modelul dorit, până când ajung la rezultatul final și obțin ceea ce îmi doresc. Uitați-vă, în felul acesta vom lucra până la capătul rândului. Deci, un picioruș dublu, un ochi de lanț, vom sări un picioruș de bază, vom intra în următorul lucrând un picioruș dublu și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului. Încet, încet veți vedea că gulerașul va prinde contur, va deveni un pic mai bogat, se va lărgi. De aceea vă spuneam că indiferent de mărimea pe care dorim să o lucrăm, numărul de ochiuri trebuie să fie divizibil cu 10. Și noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat un picioruș dublu, un ochi de lanț, am sărit un ochi de bază în al doilea. Am lucrat din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț, am sărit din nou un ochi de bază. Acum voi întoarce lucrul și cu picioruș alunecat voi intra în primul spațiu dintre aceste piciorușe, deci în corespondența piciorușului, ochiului de lanț dintre două piciorușe duble. Am intrat aici. Acum voi lucra un număr de trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în același spațiu, voi lucra din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț și în interiorul aceluiași spațiu voi continua cu alte două piciorușe duble. Deci, în primul spațiu dintre cele două piciorușe duble din rândul anterior am lucrat două piciorușe duble, un ochi de lanț, două piciorușe duble. Acum voi lucra patru ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Voi sări două piciorușe, deci două secțiuni dintre acestea. Voi lua firul odată pe croșet și voi intra în cel de-al treilea spațiu și voi lucra din nou două piciorușe duble, 1, 2, un ochi de lanț urmat de alte două piciorușe în interiorul aceluiași spațiu. Și 2. Voi lucra din nou 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Voi lua firul odată pe croșet, voi sări 2 spații și voi intra în cel de-al treilea și voi lucra în același mod. 2 piciorușe duble, 1, 2, un ochi de lanț urmat de alte două piciorușe duble. 2. Vom continua cu cele patru ochiuri de lanț și cu piciorușele duble până la capătul rândului. Vom obține aceasta. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, acum voi lucra în ultimul spațiu. Am vrut să vă arăt că am lucrat în mod corect. După cum vedeți, am trei spații libere, două care le voi sări, iar în ultimul în care voi lucra piciorușele
Duble, deci două piciorușe duble, 1, 2, un ochi de lanț și alte două piciorușe duble, 1 și 2. În felul acesta vă dați seama și dumneavoastră că ați lucrat în mod corect. Acum voi întoarce lucrul. Mai întâi voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și cu piciorușa alunecat mă voi îndrepta către mijlocul acestei porțiuni. Deci voi ajunge între cele două piciorușe duble, în spațiul unde am lucrat un ochi de lanț și voi lucra din nou trei piciorușe, trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul din nou odată pe croșet, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț, alte două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea. Acum voi face două ochiuri de lanț, voi intra în spațiul celor patru ochiuri de lanț din rândul anterior, voi face un picioruș scurt, apoi din nou două ochiuri de lanț, voi lua firul odată pe croșet și voi intra în mijlocul următorului evantai, să-i spunem așa. Și voi lucra din nou două piciorușe duble, un ochi de lanț, alte două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, voi face picioruș scurt în spațiul celor patru ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu. Voi repeta până la capătul rândului în acest mod. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua gulerașul. Uitați-vă, încet, încet începe să prindă formă. Am ajuns și la capătul acestui nou rând. Acum voi face un ochi de lanț pentru a putea întoarce lucrul. Voi întoarce lucrul. Din nou cu fir alunecat mă voi îndrepta în spațiul format de ochiul de lanț din primul evantai pe care l-am creat. Deci am ajuns aici și vom repeta din nou trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț, vom în interiorul aceluiași ochi de lanț din rândul anterior voi face din nou două piciorușe duble, deci practic vom repeta rândul pe care l-am lucrat până acum. Voi face două ochiuri de lanț și voi intra în ochiul de lanț, în piciorușul scurt, scuzați-mă, din rândul anterior. Sunt încă un pic adormită pentru că știți că eu lucrez noaptea, ziua nu am timp, având serviciu pe care l-am, nu reușesc. Două ochiuri de lanț, iau firul din nou pe croșet și voi intra în interiorul următorului spațiu, în corespondența ochiului de lanț și voi lucra două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Știți foarte bine că lucrul de badantă mi ocupă
întreaga zi. Lucrările pe care eu le execut noaptea, fie seara târziu când termin lucrul, fie dimineața foarte devreme, și acum la mine este foarte devreme, lipsesc 20 de minute până la ora 4 dimineața. Acum, din nou, voi face două ochiuri de lanț, voi intra în piciorușul scurt dintre evantaiele din rândul anterior, voi face din nou un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și voi intra din nou în corespondența piciorușului scurt din evantaiul din rândul abia terminat și voi repeta două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. De aceea, de multe ori, insist să vă înscrieți pe canalul de YouTube, pentru că, așa cum vedeți, eu renunț foarte mult la orele de odihnă pentru a reuși să lucrez aceste tutoriale. De asemenea, rog foarte mult doamnele care îmi scriu în fiecare zi pe Messenger sau nu reușesc să vă răspund, nu că nu aș vrea, nu reușesc pentru că nu am timpul liber care să-mi permită să răspund la fiecare doamnă în parte, fiind o listă de prietene atât de lungă. Vă dați seama că nu aș mai putea lucra, ar trebui să stau toată ziua cu telefonul în mână să răspund mesajelor, dar aceasta nu înseamnă că eu nu vă mulțumesc sau nu înseamnă că nu vă respect, doar că îmi lipsește timpul. Dacă nu ar fi acest lucru care mă ajută să am acoperire pentru tratamentele pe care le fac, aș avea foarte mult timp la dispoziție și aș putea să mă ocup și mai mult de tutoriale și să răspund la fiecare dintre dumneavoastră. Dar știți foarte bine că trebuie să lucrez pentru a avea acoperire medicală și lucrul îmi ocupă întreaga zi. Bătrâna pentru care lucrez este în vârstă, are mai mult de 90 de ani, vă dați seama că este ca un copil și trebuie să mă ocup de ea. De moment ce am ales să fac acest lucru, trebuie să-l desfășor. Deci vom continua astfel până la capătul rândului, după care vom continua rândul următor. Nu uitați, între spații facem două ochiuri de lanț în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Facem din nou un picioruș scurt, continuăm două ochiuri de lanț, apoi vom intra în spațiul de un ochi de lanț din interiorul evantaiului. Vom lucra două piciorușe duble, un ochi de lanț urmat de alte două piciorușe duble. Deci aceasta este secvența care trebuie urmată pe parcursul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului, uitați că încet, încet se formează bulerașul și vom continua apoi. Am ajuns la capătul acestui rând, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și din nou cu piciorușul alunecat voi intra în interiorul spațiului format din ochiul de lanț dintre cele patru piciorușe duble. Deci am ajuns aici.
De această dată voi lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț, în interior voi lucra din nou două piciorușe duble, așa cum v-ați obișnuit până acum. Doar că acum voi lucra un număr de trei ochiuri de lanț și voi intra din nou în piciorușul scurt din rândul anterior și voi lucra un picioruș scurt. Voi continua cu trei ochiuri de lanț, voi lua firul odată pe croșet, voi intra din nou în spațiul dintre cele patru piciorușe duble. Din rândul anterior voi lucra două piciorușe duble, dăm un pic de lărgime gulerașului, un ochi de lanț și din nou în interiorul aceluiași spațiu două piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț, un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, trei ochiuri de lanț, firul pe croșet, intrăm în spațiu și continuăm. Cum deja v-ați obișnuit, două piciorușe duble, un ochi de lanț și alte două piciorușe duble. Doar că de această dată diferența este că între spații lucrăm trei ochiuri de lanț, picioruș scurt, trei ochiuri de lanț. Așa vom da amploare, vom da lărgime gulerașului. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și cu piciorușa alunecat voi ajunge din nou în spațiul dintre cele patru piciorușe duble din rândul anterior. Odată ajunși în acest spațiu, vom face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, urmat de alte două piciorușe duble. De data aceasta vor fi, deci, trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, urmat de alte trei piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Și cel de-al treilea. Acum voi face din nou un număr de trei ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Voi face din nou trei ochiuri de lanț. Nu, am greșit eu aici. Scuzați, am greșit piciorușul. Așa. Deci am făcut cele trei ochiuri de lanț, voi intra în corespondența piciorușului scurt. Uneori greșesc. Din nou, trei ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet și voi intra în spațiul dintre cele patru piciorușe duble din rândul anterior. Voi lucra din nou trei piciorușe duble. Greșesc pentru că sunt încă adormită. Eu cafea nu pot să beau ca să mă pun în picioare. Voi face trei ochiuri de lanț din nou și în interiorul aceluiași spațiu voi lucra alte trei piciorușe duble.
dacă aș reuși să beau o cafea adevărată, așa, bineînțeles, aș fi mult mai trează. Și din nou, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra în corespondența piciorușului scurt. Din rândul anterior voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet și intru în următorul spațiu și repetăm 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț urmat de 3 piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. În felul acesta vom lucra până la capătul acestui rând. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Uitați-vă ce frumusețe iese. Cel puțin mie îmi place. Acum totul va fi la atitudinea dumneavoastră și vom continua. Nu mai avem mult și terminăm acest rând. Eu voi lucra acum 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucru, voi lua firul odată pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, deci în cel de-al doilea din cele 3 pe care le-am lucrat în rândul anterior. Voi lua din nou firul pe croșet și voi intra în cel de-al treilea picioruș. Din rândul anterior voi lucra un nou picioruș dublu. În spațiu dintre piciorușe voi lucra un număr de 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. După care din nou voi lua firul pe croșet și voi intra în următoarele 3 piciorușe duble, lucrând pentru fiecare picioruș dublu. Deci în corespondența fiecărui picioruș voi face un picioruș dublu. Astfel vom forma un evantai format de un total de 9 piciorușe duble. Acum, aici primul evantai și ultimul îl vom lucra în modul în care ați văzut dumneavoastră. Acum voi face un ochi de lanț. Voi intra în piciorușul scurt dintre aceste rânduri. Voi face un picioruș scurt. Deci primul evantai va fi în felul acesta. Pentru următorul, deci acum voi face din nou un ochi de lanț, voi lua firul odată pe croșet, voi intra în primul picioruș dublu din următorul spațiu, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, apoi iau firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț. Deci de data aceasta vom lucra cele 9 piciorușe duble din corespondența unui evantai, dar între ele vom lucra un ochi de lanț. Le vom separa în felul acesta. Am intrat deja în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț din rândul anterior. Am lucrat un picioruș dublu, acum pe cel de-al doilea, un ochi de lanț, un nou picioruș dublu, un ochi de lanț,
piciorușul dublu din rândul anterior, voi face piciorușul dublu, un ochi de lanț, voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț, voi intra în cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț, voi intra în piciorușul scurt dintre spații, voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț și voi reîncepe totul de la capăt. Deci, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, un ochi de lanț, din nou un picioruș dublu în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior, un ochi de lanț, cel de-al treilea picioruș dublu din rândul anterior, un ochi de lanț. În cele trei ochiuri de lanț voi face trei piciorușe duble separate de un ochi de lanț. După cum vedeți, 1, 2, cel de-al treilea, un ochi de lanț, din nou piciorușe duble în corespondența celor trei piciorușe duble separate de fiecare dată de un ochi de lanț. De lanț, cel de-al treilea, un ochi de lanț, voi intra în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior și, vedeți, voi face un picioruș scurt, din nou un ochi de lanț și vom continua în felul acesta. Acesta este rezultatul pentru acest rând. Ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului evantai și acum vom lucra exact ca în primul evantai, de la începutul acestui rând, picioruș scurt, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Deci avem un număr de 3 piciorușe duble. De această dată nu vom face ochiul de lanț care le desparte. În arcul format din cele 3 ochiuri de lanț voi face 3 piciorușe duble. Cel de-al treilea, după care voi continua cu cele trei piciorușe duble din rândul anterior, picioruș dublu în corespondența fiecăruia, 2 și cel de-al treilea. Acum voi face un picioruș, un ochi de lanț și voi întoarce. Voi întoarce, aceasta este ceea ce am obținut până acum. Vom face ultimul rând. Ultimul rând. Aici, după cum ați văzut, am făcut deja un ochi de lanț când am întors ochiul. Voi intra în primul spațiu și voi face picioruș alunecat. Un ochi de lanț în următorul spațiu dintre două piciorușe, voi face picioruș alunecat. Un ochi de lanț, voi intra în următorul spațiu și voi face picioruș alunecat. În momentul în care vom ajunge în corespondența celor trei piciorușe duble pe care le-am lucrat în interiorul arcului din trei ochiuri de lanț, vom lucra primul
spațiu cu fir alunecat, voi lua din nou un ochi de lanț, voi intra în piciorușul al doilea, cel din mijloc, deci voi intra direct în el și voi face un picot. Un picot format din trei ochiuri de lanț. După care voi face din nou un ochi de lanț, voi intra în spațiul următor și voi face picioruș alunecat, un ochi de lanț, picioruș alunecat, un ochi de lanț, picioruș alunecat. În felul acesta vom lucra până când vom ajunge în corespondența următorului evantai. Deci un ochi de lanț, un picioruș alunecat. În corespondența piciorușului scurt vom face un picioruș scurt, pe care din nou un ochi de lanț, piciorușul alunecat, un ochi de lanț, piciorușul alunecat. Astfel vom crea ultimul rând. Cu acesta vom închide gulerașul. Una facem un ochi de lanț, după care urmează un picioruș alunecat. Acum, din nou, am ajuns în corespondența celui de-al treilea picioruș din spațiu de trei ochiuri de lanț din rândul anterior și voi intra în interiorul piciorușului și voi lucra din nou un picot. Deci, aceasta este regula. Cel de-al doilea picioruș vom face întotdeauna un picot. Cel de-al doilea picioruș din interiorul arcului de trei. După care continuăm. În felul acesta vom lucra picioruș scurt, picioruș alunecat, scuzați, ochi de lanț, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș alunecat, în felul acesta, până la sfârșitul întregului rând. De lanț, de lanț, picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt, un ochi de lanț, picioruș alunecat, un ochi de lanț, picioruș alunecat, un ochi de lanț, picioruș alunecat, de lanț, acum voi face un picioruș alunecat, un ochi de lanț și am ajuns din nou în corespondența celui de-al doilea picioruș din cele trei pe care le-am lucrat în ochiurile de lanț. Voi face din nou un picot. În felul acesta continuăm până la sfârșitul acestui rând, care este și ultimul. Deci am făcut un picot, un ochi de lanț, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș alunecat,
piciorușa alunecat. Aceasta este regula de bază în corespondența piciorușului scurt, un picioruș scurt. Și aceasta este ceea ce obținem. Noi ne întâlnim la capătul rândului cu rezultatul final. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi scurta firul. Voi încheia rândul. Cu acul sau cu croșetul vom ascunde firul dedesubt și în felul acesta am realizat gulerașul pentru rochițele păpușilor noastre. Cred că va fi pe placul dumneavoastră acest tutorial. Cred că vă va încânta această idee. Plecând de la acest guleraș, posibilitățile de a realiza o rochiță sau o bluziță sunt foarte mari, destul că fiecare să-și pună imaginația în valoare. Eu pentru astăzi am pregătit acest tutorial. Așa cum vă spuneam, le voi... Uitați-vă ce frumos se aranjează. Le voi posta fie sâmbătă, fie duminică, dar cel mai mult, cel mai precis duminică, pentru că atunci toate sunteți libere și vă puteți delecta la privirea acestor tutoriale. Vedeți ce frumos se aranjează, așa? Și dacă voi avea posibilitatea, voi face probele mele, voi vedea în ce mod aș putea continua realizând chiar fie bluziță, fie rochiță întreagă pentru păpușică. Eu atât am avut să vă prezint astăzi, sunt Tatiana Andrieș, vă rog să dați un like, să lăsați un comentariu la tutorial. În cazul în care nu înțelegeți ceva, nu ați înțeles, vă rog foarte mult să-mi scrieți în comentarii. Scuzați dacă uneori mă exprim în mod greșit, așa cum v-am spus, eu mă trezesc foarte devreme dimineața doar pentru a face aceste tutoriale. Sunt încă adormită, cafea nu pot să beau ca să mă pun în picioare, să mă trezesc. Și dacă din întâmplare cineva vede unul dintre aceste tutoriale pe care eu le fac cu foarte mare plăcere pentru dumneavoastră și nu este înscris încă pe canalul de YouTube, vă puteți înscrie, totul este gratuit. Puteți să vizionați un tutorial ori de câte ori aveți nevoie. Nu veți plăti nici măcar un bănuț. Atât am avut să vă prezint. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept pe YouTube în număr cât mai mare. O zi bună tuturor!